папа все. Пышу, 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 пышу. Псикотя, я мама, псикотя. Псикотя. Где мама? Где мама? Где мама? Просто с Артемом шептати, де шанса. На момент, коли нам сладко сонто зачинати, а постом катим світа маміка, чи вам парті клопочила парті. Є така війні моменту, що летати дві. Доза шаси. Октомбрі. Фетіця. Апарат поводи. Dar s-a născut, iată, cum s-au exprimat ei după aceea, o legumă, căruia, cât o fi și-o trăiu, se schimbă bambesul și o să o hrănim prin sondă, o să o sperăm cu sonda, va depinde din numărate aparate care și medicamente care o țin în viață. E o durere foarte mare, un chin foarte mare, e o scârbă de nedescris. Dar eu am impresia că dumnealor nici nu înțeleg, pur și simplu nici nu dau seama ce traumă a făcut în familia noastră. Dar eu totuși sper că într-o zi își vor da seama că sunt și ei părinți, au și ei copii și eu mă rog și zi și noapte ca să nu treacă nici copiii copiilor lor prin ceea ce trecem noi acum. Fiindcă trebuie să se gândească că este Dumnezeu și pentru fiecare faptă, odată și odată, vine rândul să ne achităm. Pur și simplu, mie îmi pare foarte rău că dumnealor sunt așa de rece, așa distanță, așa indiferență de ceea ce e făcut, de ceea ce s-a întâmplat, de ceea ce se întâmplă până în ziua de astăzi.